Consilierii locali trebuie să decidă care sunt tinerii care au depus dosar pentru a primi gratuit teren din partea administrației locale pentru construirea unei locuințe. Din păcate, cei mai mulți tineri nu au posibilitatea de a face dovada faptului că au în cont suma de bani necesară demarării construcției. Astfel, Consiliul Local trebuie să aprobe soluționarea cererilor și repartizarea terenurilor atribuite în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Comisia pentru repartizarea terenurilor pentru tineri a procedat la analiza celor trei dosare depuse în perioada 9 februarie 2015-15 aprilie 2016 de către tineri care doresc să-și construiască o locuință în temeiul legii 15/2003. Comisia a constatat că doar două dosare îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin regulament. Trei romașcani au depus dosare, doar unul dintre ei nu a dovedit faptul că are și banii în cont care să demonstreze că poate demara construcția. Locuințele se vor realiza în sistem individual sau cuplate, vor avea regim de înălțime parter mansardă și vor beneficia de un garaj la parter, conform proiectelor ce se vor pune la dispoziția beneficiarilor de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.